Navale Cucuri și mă duc la interviu, mă cheam acolo și a... Și îmi zice, bă, tu vezi solarul acolo? Eu zic, bă, pula mea. Zice, fii atent, când ai de treabă cu un motostivuitor, muncim și în solarul ăla, care depune roșii pentru ei aici la grădină. Vezi lemnile alea acolo? Ce tăie în lemne, că face la lemne aici la mâncare și are. Zice, fii de mâine, stai bă să mă gândesc, mă duc și eu acasă, să nu-i am spus că nu mă duc. Bă, da, mea, ești pula solarul tău și în alea, eu nu muncesc acasă, nu-mi fac solar, ci viu la tine la solar să muncesc eu. Păi nu m-am dus. Păi, nu, mă, că nu-i bine acolo. Era bani mai mulți. Da. Dar te pute și te ăla. Te pute pentru un milion, două, pe-n bar. Nu, era vreo 3-4 milioane. Atunci. Ce-mi zicea el când? Dar eu știu, până nu vedeai. Deci dacă erai, era de 2-3, ai văzut. Venea, avea de alea mici, de te băgai în camion. De descărcai. Și venea cu bere, cu dragi și intrai, era cu rampă direct în depozit. Și era, și dacă erai 2-3 și nu era nevoie decât un motosivuitor pe depozit, deci doi se cea unul la solar, unul la lemne, ai văzut, se împărțea. Ăla și cum mai avea unul cu un curte pe acolo? Mai te punea să ajungi, să încarci, să descarci. Automat că trebuia să încarci mașinile cu lavete, cu dragi. Ăi, mă, pula mea, cu ce facile. Că nu stăteai degeaba în depozit să muncească șoferul și ajutorul. Luai cu motostivuitorul, îi duceai acolo lăzile, făceai comenzile, ce era pe mașină. Stai, e bine tare frumos. Ai cu o băgă în serviciu și pe asta. Ce pula mea, vine și asta, de viața merge. Stai menit. Să ce? Nu e vrei, așa e vrea să faci da, nu mai e. Hai, că vine și aia.